Hei, salut! Bine ați venit aici pe canalul meu de YouTube! Pentru astăzi am pregătit un clip de tipul Storytime. Nu am mai filmat unul de foarte mult timp, însă recent am trecut printr-o experiență extrem de interesantă și am zis că merită să o împărtășesc aici cu voi. Mai exact, am fost la o întâlnire cu o astrologă să îmi facă astrogramă. A fost pentru a doua oară când am făcut treaba asta, însă prima oară acum vreo 3 sau 4 ani. Din păcate, i-am dat ora greșită la care m-am născut. Cumva tot timpul reușesc să uit ora la care m-am născut și din păcate ce mi-a spus nu s-a potrivit așa de bine, însă de data asta, de îndată ce am întrebat pe maică mea la ce oră m-a născut, este foarte important. Deci dacă vreți să faceți astrograma, trebuie să știți la ce oră v-ați născut și mi se pare foarte amuzant că e clar că toată treaba asta cu astrogramele a luat o amploare foarte mare, pentru că am auzit recent la știri cum că tot mai multe persoane solicită la maternități această informație, să le dea ora la care s-au născut. Pentru că asta e, multe mame uită ora la care și-au născut copiii. Nu este și cazul mamei mele, ea și-aducea aminte bine, eu nu reușeam să țin minte, așa că de data asta, de îndată ce am întrebat-o la ce oră m-am născut, mi-am notat în telefon ca să nu mai uit și am mers la astrologă. Ca să vă fac acea hartă, practic, cum arăta cerul, cum erau toate constelațiile în momentul în care v-ați născut, trebuie să îi furnizați următoarele informații: data nașterii, locul unde v-ați născut și ora. Și cu toate informațiile astea, printr-un program, reușește practic să facă harta cerului, cum arăta cerul în momentul în care v-ați născut. Un alt sfat pe care pot să vi-l dau dacă vreți să vă faceți vreodată vreo astrogramă este să înregistrați toată conversația. Prima oară când m-am dus, din păcate n-am făcut asta, mi-am luat notițe pe măsură ce îmi spunea tot felul de lucruri. Ideea este că în momentul în care ții notițe, e clar că o să omiți anumite informații, e clar că o să scrii cu prescurtări și eventual nu o să mai înțelegi sau poate că pur și simplu nu o să dai atât de multă importanță unor informații pe care apoi dacă le-ai analiza ți-ai dat seama că erau de fapt importante. Așa că sfatul meu, plus că întrerupi astrologa ca să-ți iei tu notițe, e mai anevoioasă întâlnirea felul ăsta, așa că sfatul meu este să înregistrați totul. Stați pur și simplu în momentul în care vă întâlniți, stați de vorbă ca și cum ați fi la întâlnire cu o prietenă. Și atât. Și apoi ascultați înregistrarea și vă scoateți notițele. Eu așa am făcut, le am aici, 7 pagini. Am stat o oră și jumătate de vorbă cu doamna astrologă și mi s-a părut exact cum a scris și din titlu, mi s-a părut că a fost o experiență wow. Și o să vă spun de ce. Prima chestie, din prima m-a șocat, să zic așa, în sensul că, repet, n-am mai spus până acum, este o doamnă care nu mă cunoaște, nu știe nimic despre mine, eu am apelat la ea prin intermediul Denisei Luntraru, dacă urmăriți și pe ea pe aici pe YouTube, ea mi-a recomandat-o, deci nu știa absolut nimic despre mine și primul lucru, în momentul în care am ajuns, m-a întrebat: cât de prezent a fost tatăl tău în viața ta? Și a zis, a fost și nu prea. Și mi-a zis, mie mi-apare că n-a fost deloc. Și a zis, ok, putem spune și așa. Bun. Dacă sunteți mai vechi aici pe canalul meu de YouTube și ați urmărit și clipul cu violența în familie, probabil știți care a fost treaba. Dacă nu, mă repet aici, nu am avut o relație foarte apropiată cu tatăl meu. Și părinții mei au divorțat de ceva timp și de atunci nu mai ținem legătura deloc cu el. Trebuie să mai menționez faptul că astrologa la care am apelat eu combina astrologia europeană cu cea Feng Shui și atunci mi-a spus în felul următor: tu nu ai avut parte de elementul Yang în viața ta, care este masculin. Și atunci, cumva, trebuie pe parcursul vieții să încerc să rezolv problema asta. Din fericire, mi-a spus că până în jurul vârstei de 38 de ani o să pot să las totul în urmă și o să fie doar un bagaj pe care eu îl am, dar nu o să mă mai afecteze în niciun fel. Și zic că este o veste bună pentru că asta înseamnă că mai am 4 ani. Bun. Timp în care să rezolv această problemă. O altă informație interesantă pe care mi-a spus-o, că sunt de 3 ori apă. Uite aici, nu mai țin minte exact, deci eram odată apă, că sunt rac, deci semn de apă, am ascendentul în pești, eu nu știu de ce am trăit toată viața cu senzația că eu am ascendentul în taur, deci de 2 ori apă, și al treilea era ceva legat de Feng Shui, în fine, fiind de 3 ori apă,
era clar că am acest exces de apă. Prin urmare, o să am și probleme care țin, care sunt legate de treaba asta, gen retenție de apă, probleme cu rinichii și chiar am avut o criză de colică renală, probleme cu retenția de apă am început să am fix de anul ăsta, ceea ce mi s-a părut wow. Mi-a spus sentimental vorbind că sunt ca un tsunami și că în momentul că am emoții atât de mari și de puternice pe care mi le revărs asupra partenerului ca un tsunami și că foarte puțin parteneri pot să-mi facă față pentru că se sperie de acest val tsunami, dar că eu nu pot să fac nimic pentru că la fel ca un tsunami, odată ce mă pornesc nu mai pot opri. Legat de excesul ăsta de apă, mi-a spus că cu aceeași forță cu care atacă un tsunami, cu aceeași forță și eu mă atac pe mine însămi. Mai exact ceea ce și eu am spus dintotdeauna și la fel, dacă sunteți mai vechi aici pe canalul meu de YouTube, știți că am mai făcut clipuri din astea motivaționale în care vă spuneam legat de gândirea pozitivă și așa, că cam o mare parte din viață, până pe la 25 de ani așa, am fost cel mai apri critic al meu. Pe principiu n-ai nevoie de dușmani, că de pe tine însuți, nu, e total greșit. E bine că între timp mi-am dat seama de lucrurile astea și am început să corectez aspectul ăsta care nu-mi plăcea deloc la mine. Însă iată că mi s-a confirmat și de la astrologă, într-adevăr, că sunt predispusă la așa ceva. Pe de altă parte mi-a spus, pentru că am acest exces de apă, ca să mă echilibrez, am nevoie de un partener. Și mi-a plăcut de ea pentru că i-am zis, ok, dacă eu am exces de apă, asta înseamnă că am nevoie de un partener de pământ, să fie în zodia, într-o zodie de pământ. Și a spus că nu-i place să vorbească, adică a zis că lucrurile astea sunt mai mult pentru cei care apar pe la televizor, cu compatibilitățile între zodii. A zis, în teorie, da, dar în practică orice partener pentru tine ar fi ok pentru că te-ar echilibra. Și am apreciat treaba asta, sincer vorbind, pentru că de-a lungul timpului și mi-am dat seama că chiar n-are nicio importanță. Chestie pe care și voi o puteți face, se numește codul nașterii, respectiv vă scrieți pe foaie anul în care v-ați născut, luna și ziua și vedeți din acest, din această înșiruire de cifre, vedeți ce cifre lipsesc. Și în funcție de numărul cifrelor lipsă, puteți stabili dacă sunteți un suflet tânăr sau un suflet bătrân. Adică, dacă v-ați reîncarnat de mai multe ori sau de mai puține ori și câte karme aveți de rezolvat în viața asta. În cazul meu, se pare că eu sunt un suflet bătrân, pentru că m-am reîncarnat de multe ori sau în dățile în care m-am reîncarnat mi-am rezolvat destul de multe probleme karmice, astfel încât în viața asta am de rezolvat două. Mie lipsesc doar 7 și 4. Din ce mi-a spus doamna astrologă, cazurile astea sunt destul de rare. Îmi spunea că de când face ea treaba asta, nu mi-a spus exact de când, dar la un moment dat mi-a menționat că avea o clientă de 4 ani, deci de cel puțin 4 ani face treaba asta, și mi-a spus că din toată experiența ei a întâlnit genul ăsta de persoane cu doar două cifre lipsă, eu, de 4 sau 5 ori, eu sunt a 4-a sau a 5-a persoană. Și la modul cel mai sincer vorbind, de când am aflat treaba asta, am făcut-o tuturor neamurilor, cunoștințelor și eu sunt singura. Adică cea mai apropiată a mai fost vecina mea care are 3 și mătușii mea care tot așa are 3. În rest au 5, 7, nepoții mei au câte 7. Bun, vă spuneam legat de acel cod al, nașterii, că mie îmi lipsesc două cifre, respectiv 7 și 4. Din fericire nu sunt karme grele, deci nu am o misiune foarte complicată în viața asta. Așa că dacă și vouă vă lipsesc, asta e, puteți, v-am spus, în funcție de data, v-am spus exact cum puteți și voi să faceți calculul ăsta și să vedeți exact câte cifre vă lipsesc. Din păcate nu știu să vă spun ce înseamnă fiecare, dar dacă vă lipsește 7 sau 4, puteți afla acum. Respectiv, 7 reprezintă chakra sufletului și este blocată. Este impunerea de sine, este iubirea de sine. Toată viața m-am luptat cu mine și am învățat să mă iubesc mai mult și să văd întotdeauna partea, să gândesc mai pozitiv, exact ce vă spuneam și în clipurile motivaționale și despre gândirea pozitivă, mi-am dat seama că eu sunt cel mai mare dușman al meu, deci eu n-am nevoie de dușmani. Și atunci, după 25 de ani, am început să lucrez mult mai mult cu mine și să-mi schimb genul ăsta de gândire și îmi spunea că are legătură și cu impunerea, modul în care mă impun. La fel, o bună parte din viață am fost genul de persoană introvertită, timidă,
căreia era teamă să-și impună ideile, să-și spună punctul de vedere. La fel, în ultimii 5-7 ani am încercat să mi-am dat seama că am problema asta și am încercat să-mi schimb acest comportament. Ei, iar cifra 4, care iarăși îmi lipsește mie, reprezintă al treilea ochi, intuiția și credința. Și mi-a spus în felul următor: poți, ai o intuiție foarte bună și adevărul este că de fiecare dată, începând de la, nu știu, cele mai mici chestii, dacă mă gândesc înainte să ies din casă, astăzi poate ar fi bine să-mi iau umbrela. Și zic, mă uit pe vreme și zic că nu mi-arată că o să plouă, n-are rost să iau și o las acasă, în ziua aia plouă. Și de fiecare dată când nu mi-ascult intuiția, de fiecare dată când am făcut asta, am regretat. Așa că, iată, se pare că am o intuiție foarte bună și trebuie să dezvolt treaba asta. Mi-a spus la fel de bine dacă mă interesează, mă pasionează și vreau, pot să fac chiar și ce face ea. Și adevărul este că tot timpul am fost pasionată de astrologie, deci nu e exclus. Legat de treaba asta cu intuiția, mi-a spus așa, că tu ai capacitățile astea, ai aspecte de psihologie și parapsihologie, ești foarte intuitivă, dar prin psihologie poți dezvolta acest aspect. Și îmi spunea că, în general, racii și peștii sunt foarte intuitivi, iar eu i-am pe amândoi, dar tu ai și aspect pe casa intuiției, dar prin psihologie. Deci, practic, trebuie să accesezi niște informații ca să pot eu să-mi dezvolt această abilitate. Așa, alt lucru ce mi-a mai spus, treiul situat la sfârșitul codului de naștere reprezintă informația. Și mi-a spus așa, tu ai de lucrat cu informații în viața asta, ai capacitatea să o primești, să o echilibrezi și știi să o servești corect ca omul să înțeleagă. Și cam astea ar fi, atât am eu de făcut în viața asta. Deci, practic, să rezolv problemele cu mine însă, să învăț să mă impun și să-mi dezvolt intuiția. Hai că nu e așa de greu. Pentru că sunt un spirit, un suflet bătrân, automat am și această înțelepciune, să zicem așa. Îmi spunea că sunt, că aș putea fi psiholog, că aș putea să-mi dezvolt aceste aptitudini, să zic așa. Mi-a spus că eu nu prea am ce să caut la psiholog, pentru că sunt șanse să mă duc și să am senzația că ceea ce îmi spune nu este corect și că eu știu mai bine ce am de făcut. Și iarăși m-a șocat cumva treaba asta, pentru că eu chiar am fost la un moment dat la câteva ședințe de psiholog și chiar eram pe bune, tu îmi spui chestia asta, n-are nicio legătură, adică. Și atunci am pus toată treaba pe seama faptului că psihologul la care mergeam eu era o tipă destul de tânără și mă gândeam că nu are suficientă experiență, dar se pare că nu. Ba chiar glumea în timp ce stăteam de vorbă și îmi spunea, eu nici nu știu ce să mai spun ție lucrurile astea, că e clar că tu le știi deja. Și la fel în relația cu ceilalți, mi-a spus că eu întotdeauna sunt mult mai înțeleaptă, să zic așa. Bun, și mai matur. Și atunci ideea era în felul următor. A zis că mulți, dacă simt nevoia să apeleze la mine și să-mi ceară un sfat sau este bine să-l dau, pentru că eu, având acest exces de apă, practic dacă întâlnesc un suflet, vorba mine un suflet, nu știu cum să mă exprim mai bine ca să înțelegeți, dacă e mult spus un suflet uscat, dar înțelegeți, practic o persoană în nevoie, o persoană tristă, așa, e bine ca eu să-i dau un sfat sau așa, să-l ajut, pentru că îi dau din acest exces de apă pe care eu îl am, îi dau și practic îl ud pe el și îl ajut să-și revină și atunci mă echilibrez și eu. Un alt mod de a echilibra acest exces de apă, mi-a spus că trebuie să mă înconjur cu plante și mie nu-mi place să am plante în casă, dar asta este, o să încerc să fac. Legat de viața sentimentală, mi-a spus așa că în prezent am aspecte karmice foarte bune pe casa dragostei. Asta citisem cumva și din horoscop. Anul ăsta sunt atât de multe planete în rac, încât e imposibil să nu ne meargă bine. Ce mi-a mai spus mie, că ok, dacă în momentul ăsta ar veni cineva, un tip la mine, care mi-a spus că într-adevăr că sunt tipicară, dacă pot spune așa, sau atentă la foarte multe detalii, și mi-a spus, dacă în momentul ăsta ar veni la tine un tip care nu e așa cum îți dorești tu, i-ai dat vreo șansă? I-a zis că probabil că nu. Și a zis că nu e ok, pentru că mie mi-a dat toată viața să schimb, dar nu la modul că să schimb neapărat comportamente, ci aspecte exterioare ale partenerului meu. Să-l fac să arate mai bine, să se îmbrace mai bine, să se îngrijească mai mult.
Așa că trebuie să fiu deschisă la treaba asta. Adevărul este că în trecut am tot încercat să fac lucrurile astea și mi-au ieșit mai mult sau mai puțin. Deci cumva nu mă miră. A fost doar încă o confirmare. Mi-a spus să fiu atentă la bărbați mai tineri decât mine sau mai în vârstă. Mi-a spus că norocul meu vine fie dintr-o direcție, iar n-am reținut exact cum s-a exprimat legat de treaba asta, că cumva planeta care influențează este ori pe bărbați tineri, ori pe bărbați mai în vârstă, deci nu de aceeași vârstă cu mine. Până acum, ce-i drept, am simțit că atrag doar bărbații mai tineri decât mine și am zis cumva, cred că asta și din cauza că eu nu mi-arăt vârsta pe care o am. Și mi-a mai zis să fiu atentă la cei cu ochii deschiși la culoare. Ceea ce m-a surprins, pentru că mie dintotdeauna mi-a plăcut tipic cu ochii căprui. Și mi-a spus că s-ar putea să fie străin și fix așa s-a exprimat, indiferent de ce bărbat va apărea în viața ta, va trebui să schimbi, să corectezi și să transformi, așa ți este dat toată viața. Mi-a mai spus în felul următor, în prezent am un aspect karmic favorabil pe casa dragostei, însă dacă el nu s-a realizat, înseamnă că ai deviat puțin de la drumul tău de viață și încearcă în perioada următoare să te ocupi de tine. Rezolvă problemele tale din tine pe care știi că le ai. Bun. Și mi-a spus așa, că totul se întâmplă prin rezonanță, că atragi ceea ce ești și că noi nu obișnuim să vedem în noi problemele, ci le vedem în partener. Așa că asta era. Încearcă să te ocupi de tine, să te umpli, să te cureți și vei atrage la fel. Trebuie să ai credință că în univers funcționează doar legea rezonanței și nimic mai mult. O altă treabă care m-a șocat, m-a întrebat dacă în perioada 2017-2018 am început o relație și am și terminat-o, practic în acest interval de timp. Și eram, da? Și m-a întrebat de ce, în fine, atunci a fost efectiv o relație complicată și m-am ajuns la concluzia că e mai bine să o închei, că nu mi-aduce nimic bun. Și mi-a spus că poate ar fi trebuit să depun puțin mai mult efort, pentru că persoana respectivă era acolo cu un scop. De asta vă spuneam, e bine să înregistrați, pentru că pe moment sunt anumite informații care pot să vă scape. Nu mi-a detaliat treaba asta cu era acolo cu un scop, ok, cu ce scop, dar evident mi-a spus că după ce ascult înregistrarea pot oricând să o contactez și să-i cer informații suplimentare, ceea ce urmează să și fac. Și să întreb, ok, dacă poate să-mi spună și cu ce scop era acolo. Și iarăși m-a șocat pentru că mi-a spus, ok, voi încă dinainte să începeți relația ați sărit niște etape. Și adevărul ăsta este, a fost o relație care, mă rog, a durat mai mult sau mai puțin de un an. Însă a început prin atracție fizică pură și atât și cam în genul ăsta a și continuat. Alt lucru, era să uit să vă spun... Îmi spunea că fazele lunii, mă rog, sunt împărțite în mai multe etape cum ar veni și în funcție de ce, în ce faza lunii te-ai născut, poți fi un... era lună tânără sau lună bătrână, ceva de genul ăsta. Iar eu sunt în prima fază a lunii, ceea ce înseamnă că sunt un spirit bătrân, pentru că m-am reîncarnat de mai multe ori, dar sunt un suflet tânăr, pentru că m-am născut în faza de lună tânără. Ceea ce înseamnă că sunt mai copilăroasă, iarăși nu pot să o contrazic, este 100% adevărat. V-am spus că nici eu nu-mi simt vârsta, nici de asta probabil nici nu arăt. Și mi-a spus așa, că femeile care se nasc în faza asta de lună tânără, iarăși au nevoie de copii ca să se maturizeze. Și a zis că trebuie să părăsești treapta 1, deci de fază de lună tânără, ca să ajungi în treapta 10-a și că tu în felul ăsta o să te maturizezi. Bun, alte chestii interesante pe care mi le-a mai spus, mi-a spus așa, trebuie neapărat să fac un copil. Și am ok, toată viața mi-am dorit să fac un copil, doar că ce să vezi, nu s-a întâmplat, nu s-au aliniat planetele, ziceam eu. Și mi-a spus că trebuie să mă gândesc foarte serios la treaba asta, pentru că mi-a arătat harta, bine, mă uitam evident ca curca în lemne, că nu dădeam seama ce se întâmplă acolo, dar mi-a spus că toată karma aia pozitivă, tot norocul meu în viață este legat de copil. Și că eu trebuie să-l fac și că după ce-l fac, tot o să se așeze și o să fie bine. Și mai zis că, i-am zis, ok, eu nu mă văd, nu știu, mamă singură sau, adică aș vrea întâi ok să fiu cu cineva, să ne căsătorim eventual și după aceea să fac copilul.
Și mi-a zis că asta e ceva specific zodiei mele, pentru că racii vor să fie bine văzuți, indiferent de situație. Și mi-a spus că ar trebui să mă gândesc ce ar fi mai important pentru mine, respectiv să fac un copil și să am și această împlinire, sau să-l fac doar în momentul, să amân momentul ăsta, doar până ajung în situația în care să fiu văzută bine și din exterior. Și are dreptate, ce să zic, adică nu pot să o contrazic din punctul ăsta de vedere. Mi-a spus, ce mi-a mai spus și mi s-a părut iarăși super interesant, că sunt anumiți copii care vin ca să-i despartă pe părinți și mai sunt alți copii care vin ca să atragă partenerul mamei. Pentru că poate, nu știu, poate în altă viață cei doi au mai fost tată și fiu sau au diverse karme de rezolvat. Și așa, practic, mă rog, se atrag ei. Alt lucru, mi-a mai spus că primul meu copil ar trebui neapărat să fie băiat. Din fericire, mătușii mea știe să calculeze perioadele în care ai putea să faci băiat, fată sau gemeni în funcție de datele de naștere ale partenerilor. Așa că sper să iasă când o să fie cazul. De ce băiat? Pentru că astfel aș rezolva problemele pe care le-am avut cu tatăl meu și aș obține acea energie yang care mie mi-a lipsit. Și mi-a spus că copii clar o să pot să fac și mai mulți dacă vreau, și eu toată viața mi-am dorit să am o fetiță. Noroc că de când cu sora mea care a făcut doi băieți m-am băgat și cu ideea asta, îmi plac și băieței și nu m-ar deranja să am și băiat. Și evident, aici, în cazul ăsta, e clar că o să fac cel puțin doi copii ca să am și o fată. Și mi-a spus că am noroc și la copii, în sensul că o să am copii buni și că o să fiu o mamă foarte bună. Ceea ce n-avem niciun dubiu, fără lipsă de modestie, dar tot timpul mi-au plăcut copiii, tot timpul am avut lipici la copii și mi se pare că mă descurc excelent cu ei, așa că chiar nu făceam griji din punctul ăsta de vedere. Legat de carieră, mi-a spus în felul următor că anul ăsta și anul viitor karma pozitivă este în rac și că am mai avut aspecte de genul ăsta în 2000 și 2009. Pe moment, evident că mă gândeam, zic, ok, 2000, 2009, câți ani aveam atunci, ce s-a întâmplat, nu mi-am dat seama. Dar apoi, stând și analizând, am realizat că în 2009 iarăși a fost un an decisiv în cariera mea, pentru că a fost anul în care eu m-am angajat la Diva Hair și acolo iarăși a fost așa cumva un noroc, să spun. Eu de la fostul job plecasem de pe poziția de redactor șef, doar că n-aveam foarte multă experiență, am stat destul de puțin pe acea poziție, după care am găsit acest job la Diva Hair, dar am aplicat ca simplu redactor, să fiu redactor acolo. Și în momentul în care m-am dus la interviu, mi-au spus, noi avem de fapt nevoie și de un redactor șef și credem că tu ai fi potrivită. Și ideea este că experiența Diva Hair a fost mai lungă decât ar fi trebuit să fie, dar mi-a fost clar benefică și primii ani au fost minunați și prin jobul ăsta eu am reușit să, cum să zic, de aici, de fapt, m-am dezvoltat mult mai mult și în exterior. Pornind de la acest job, eu mi-am deschis blogul de modă, pentru că l-am deschis încercând să susțin un proiect de la job. După ce n-am vrut să... Tot așa mi-am deschis și canalul de YouTube, pentru că, deși lucram în presa online, mă gândeam, mi-aș dori foarte tare să lucrez în televiziune, așa că nu e nicio problemă, o să-mi creez propria mea televiziune, în ghilimele de rigoare, și o să-mi fac un canal de YouTube. Tot în perioada aia am ajuns la concluzia, ok, eu nu vreau să mai fac asta, dar ce vreau altceva să fac, și m-am apucat de make-up. Deci, cumva, clar, tot ce s-a întâmplat acolo m-a ajutat să dezvolt toate ramurile astea, care apoi mi-au fost nu benefice, extrem de benefice. Și că tot am pomenit de make-up, iarăși mi s-a părut extraordinar, m-a întrebat, tu pictezi? Și am zis, nu mai pictez acum, dar eu am pictat și am desenat toată copilăria mea extrem de mult, extrem de mult. Deci petreceam ore în șir făcând asta. Ba chiar, ba mai mult, mi-am dorit în perioada liceului să mă transfer la Tunița, la design vestimentar. În perioada liceului, în loc de desen clasic, eu am făcut design vestimentar, deci cumva tot timpul am fost pasionată de desen și desenul a făcut parte din viața mea. Și mi-a spus foarte bine, indiferent, și apoi am spus, ok, iar eu acum machiez, e tot o formă cumva de pictură, să spunem. Și asta e foarte bine, indiferent de ceea ce vei face în viață, păstrează întotdeauna și treaba asta. Pentru că, a spus în felul următor, tot ce facem în viață ne descarcă, adică toate activitățile pe care le avem, ne descarcă energetic, să zicem așa. Și atunci avem nevoie de o activitate care să ne încarce. Iar pentru mine se pare că pictatul, machiatul, whatever, reușește să mă încarce.
energetic vorbind. Așa că este o activitate foarte bună pentru mine. Mi-a mai spus că după... Nu mai puțin să și găsesc aici. Mi-a spus așa, mai ai un aspect de talent care se va dezvolta în a doua parte a vieții, respectiv după 38 de ani. Iar așa aș vrea să-mi dezvolte treaba asta, dacă poate să-mi spună și, nu știu, în ce direcție m-aș putea îndrepta. Dar pe de altă parte mi-a spus că, clar, aș putea dezvolta partea asta, că eu am o intuiție foarte bună, sunt un bun psiholog și pe de altă parte mi-a mai spus, ok, că aș fi un bun profesor. Și prin asta, iarăși, nu mă gândesc doar la un profesor clasic care, nu știu, predă la școală sau... mă gândesc și la, iată, clipurile astea motivaționale sau clipurile în care fac tutoriale și vă învăț pe voi diverse lucruri. Și iarăși mi s-a părut wow că mi-a zis treaba asta, că ca și un bun profesor. Până să deschid canalul de YouTube, eu am susținut niște workshop-uri de modă. Am avut la un moment dat un proiect și susțineam cu cei de la Wolford și susțineam... workshop-uri de modă în corporații. Apoi am mai susținut un workshop la un moment dat și de make-up, tot așa, la o agenție de publicitate. Și deși inițial mă panica groaznic ideea asta, pentru că fiind timidă cumva și emotivă, normal să vorbești în fața unui public destul de mare, zeci de femei, mă speria ideea. Însă în momentul în care am început să fac chestia asta, mi-am seama că îmi place foarte tare. Și totul a ieșit bine și am primit foarte multe aprecieri la momentul respectiv. Așa că, cine știe, poate o să mă dezvolt în direcția asta. Who knows, vom vedea peste 4 ani ce se va întâmpla. Tot legat de carieră, mi-a mai zis o chestie care, iarăși, efectiv m-a lăsat cu gura căscată. Eu i-am spus doar că în ultimii 3 ani am făcut foarte multe schimbări profesionale și că în sfârșit simt așa că sunt pe... că am intrat pe zona pe care trebuie și lucrurile s-au aranjat. Însă am trecut prin multe provocări în ultimii 3 ani și mi-a spus în felul următor. Uranus, bine, unele chestii vă dați seama că sunt mai complicate, dar hai să simplific cumva, în fine. Deci o să fie o conjunctură astrală, care Uranus mai exact, care este planeta transformării și care o să mă influențeze pe mine direct în următorii 7 ani. A spus că, ok, zodia mea este cea mai vizată de această conjunctură astrală și că îmi va influența următorii 7 ani. Deci următorii 7 ani sunt pot fi transformaționali pentru mine, cu schimbări multe. Și mi-a spus așa, tot ce s-a întâmplat în cei 3 ani au fost pregătitori pentru această perioadă. Ai scăpat de tot ce nu te evolua și te stagna și ai plecat din punctul X. Te-ai întors înapoi, deci am ajuns, am plecat din X și m-am întors, am făcut o buclă așa și m-am întors tot în punctul X ca să începi un alt parcurs. Și acum hai să vă traduc eu toată treaba asta, pentru că mi se pare wow, efectiv mi se pare wow. A zis așa, deci ai scăpat de tot ce nu te evolua și te stagna. Eu am plecat de la Diva Hair pentru că simțeam că nu evoluez, că bat pasul pe loc. După ce am plecat de acolo am zis ok, nu o să mai angajez nicăieri niciodată, adică nu o să mai rămân niciodată într-un loc, la un job, dacă nu simt că evoluez din punct de vedere al salariului și al cunoștințelor. Imediat după experiența cu Diva Hair m-am angajat în ProTV. Unde nu doar că n-am simțit că evoluez, ba din contra, am simțit că involuez. Inițial aveam, deci de la Diva Hair am plecat la un salariu, în ProTV unde era puțin mai mare, însă fix în ultima lună, înainte să plec din ProTV, mi-au tăiat un bonus pe care îl luam pentru că făceam conținut video și am ajuns exact la același salariu din Diva Hair. Deci cum am plecat din punctul X, am făcut o buclă și m-am întors tot în punctul X. Înțelegeți ce spun? Așa și apoi îmi spune, deci ai plecat, ai scăpat de tot ce nu te evolua și te stagna. Ambele experiențe pentru mine nu au fost clar pe partea de evoluție, ci de involuție. Și îmi spune, ai scăpat de astea, așa, și te-ai întors ca să începi un alt parcurs. Iar eu acum lucrez la stat. Este pentru prima oară când am ales un job. Până acum îmi alegeam joburile, îmi doream foarte tare să fie creative, să îmi placă, să mă duc cu drag la serviciu. Și tot timpul am ales așa și am fost dezamăgită. De data asta am zis ok. Până acum e, cum să zic, nu e ok să faci tot timpul aceleași alegeri și să te aștepți la rezultate diferite și am zis ok, e clar că trebuie să fac o altă alegere. Și am renunțat la o altă posibilitate de job creativ, dar care, iarăși, din punct de vedere al salariului, m-ar fi ținut pe loc, pentru că era tot cam pe acolo cât câștigam și la Diva Hair și în ProTV.
Am renunțat la asta și am ales jobul de la stat, care este mult mai bine plătit, care mi oferă o siguranță mult mai mare, este mult mai stabil. Și a fost pentru prima oară când am făcut genul ăsta de alegere. Când nu m-am mai gândit să fie creativ, să-mi placă la nebunie, am ales strict din punct de vedere financiar, să-mi fie bine așa. Și am zis, ok, satisfacțiile o să mi le iau din ceea ce fac eu pe lângă, din proiectele mele pe, aici pe YouTube, pe Instagram, pe blog și din make-up. Deci partea creativă am zis că o să rămân în afara jobului, deși și la job fac ceea ce îmi place, în sensul că mă ocup de site-ul și de Facebook-ul unei instituții de stat. Și fac fotografii și materiale video pentru ei, pe care le postez pe pagina lor de Facebook și evident fac postările lor de pe Facebook. Deci nu e ceva ce să nu-mi placă, doar că este un alt gen de subiect, adică nu mai e legat de modă și frumusețe cum eram eu obișnuită până acum. Deci iarăși asta mi s-a părut absolut wow. Deci wow și exprimarea și totul. Condiții în care eu nu-i spusesem decât că am făcut foarte multe schimbări profesionale în ultimii 3 ani. Atât. Bun. Legat de partea cu talentul pe care îl voi dezvolta în a doua parte a vieții, respectiv după 38 de ani, îmi spunea că o să încep să fac niște pași foarte mici în direcția asta și cu neîncredere. Și îmi spunea că trebuie să renunț la neîncrederea asta pe care iarăși eu am avut-o toată viața. Și îmi spunea că sunt anumite lucruri pe care aș putea să le fac în 2 săptămâni, dar pentru că nu am încredere în mine, poate să-mi ia și până la un an. Și țin minte cât mi-a luat și să deschid acest canal de YouTube, pentru că tot timpul puneam singură piedici și mă gândeam, nu că încă n-am suficient aparatură, că eu îmi doresc să fie de o anumită calitate, materialele, nu. Și țin minte că o prietenă mea, care culmea tot, prietenă bună, tot era chestie și ea spunea, băi Oana, până o să-ți deschizi tu canal de YouTube, o să-și deschidă toți ceilalți. Hai odată, pornește-te și vedem după aia ce se întâmplă. Noroc că am ascultat sfatul, ce să zic. Bun, și îmi spunea că, ok, că dacă nu ai, mi-a spus așa, dacă nu ai încredere, o să evoluezi, dar nu mai greu. A zis că mergi în direcția aia, dar doar de tine depinde timpul de realizare. Legat de bani, mi-a mai spus așa, toate veniturile și câștigurile ți se datorează karmic. Practic, banii mie îmi vin din domenica frumusețe, înfrumusețare, mâncare, băutură. Frumusețe și înfrumusețare, tot timpul, deși am lucrat în presa scrisă online, am lucrat în presa feminină, glossy, deci tot timpul am fost în domeniul ăsta al frumuseții. Acum fac și make-up, deci cumva tot pe partea de înfrumusețare, tot de acolo mi-au bani. Ce poate fi mai explicit de atât? Dar mi-a zis că, iată, și dacă aș vrea să, nu știu, să încep un business pe partea asta cu mâncare, băutură, mi-a reușit. Și mi-a spus că dacă sunt pe fluxul ăsta, banii îmi vor veni în mod corect. Mi-a spus că fără bani nu o să rămân, pentru că Venus, deci se pare că, nu știu, casa banilor e influențată de Venus sau ceva de genul ăsta, pentru că Venus este și micul benefic și că e o karmă pozitivă acolo și că nu voi avea niciodată probleme cu banii. Și că în a doua parte a vieții se activează, respectiv după 38 de ani, se activează și casa banilor partenerului. Ceea ce înseamnă că o să am mulți bani la un moment dat. Fie printr-un partener, probabil o să am, nu știu, soțul meu va avea foarte mulți bani, mi-a spus, sau voi începe eu un parteneriat cu cineva care îmi va aduce mulți bani. Așa că sunt tare curioasă dacă în 4 ani mă îmbogățesc sau nu, ce să zic. Urmăriți-mă și vom vedea împreună în 4 ani. Un alt aspect interesant legat de bani a fost faptul că eu din ianuarie am respins absolut toate proiectele de tip barter care mi-au venit. Și am discutat cu ea și despre acest aspect și mi-a spus că ok, trebuie să mai accept ocazional și proiecte de genul ăsta, pentru că în univers funcționează această lege, cât dai, atâta primești. Eu am zis, ok, acceptă și bartere, pentru că barterele astea vor genera alte proiecte cu bani. Dacă tu, și mi-ai zis, la fel, nu mai refuza ceea ce vine spre tine. Acceptă tot ceea ce vine spre tine pentru că îți este benefic și tu trebuie să profiți de fiecare oportunitate care se ivește. Altă chestie mișto, i-am spus că vreau să dau de carnet. Eu toată viața m-am temut să conduc, acum mulți ani, nu știu, cred că sunt tot fie vreo 6 ani, am mai dat de carnet și l-am picat.
Pentru mine tot timpul mașina a fost sursă de stres, am rău de mașină. În perioada în care am făcut școală de șoferi, mi-am dat seama că îmi place. Tot timpul am fost conștientă de faptul că vreau să depășesc și această teamă și că e cumva, tot timpul am zis eu așa, dramatic vorbind, că e actul suprem de independență feminină și că vreau și treaba asta. Nu mă văd, nu știu, atunci când o să fiu mamă, nu mă văd mergând cu RATB-ul, cu căruciorul, cu așa, sau, nu știu, stând și chemând taxiuri și așa mai departe, nu. Vreau eu să conduc până o să ajung în momentul ăla. Și tot cochetam cu ideea asta de când m-am reangajat, respectiv de la începutul anului, să fac școala de șoferi. Și iată că am ajuns, am trecut de jumătatea anului și nu m-am apucat. Și am spus și ei treaba asta și mi-a zis, ok, nici nu te apuca, stai să verificăm când este perioada cea mai bună să dai de carnet. Și mi-a spus că în septembrie, planeta care e legată de condus și de carnet și de mașină și așa mai departe, n-am reținut exact care este această planetă, va fi fix în casa condusului, mașinii, carnetului și așa mai departe, așa că în septembrie mă apuc de școala de șoferi. Așa că pot să vă zic dacă în clipurile viitoare, dacă s-a adeverit sau nu, dacă am luat carnetul cu ușor sau nu și dacă de data asta a fost mai bine, pentru că prima oară când am făcut școala de șoferi nu mi-au plăcut instructorii deloc. Am avut doi. Unul mă învârtea în jurul blocului, iar al doilea efectiv era isteric. Adică în momentul în care greșeai ceva, ziceam eu că se dezlănțea iadul. Făcea ca toți dracii. Și nu mi-a mai luat ore după ce am picat de două ori, nu mi-a mai luat bine. Am și avut ghinion a doua oară. Când clar trebuia să-mi dea carnetul, m-a ținut 20 de minute, a fost tot ok și într-un final, mă rog, m-a pus într-o situație din asta limită, polițistul era ofticat, oricum pica pe toată lumea, pentru că una dintre fetele pe care el le examina se făcuse accident cu mașina. Bun, și a treia oară n-am vrut să mai dau, deși mai aveam jumătate de an valabilă școala, pentru că efectiv mi-era scârbă, deci mai că mă gândeam că trebuie să mai iau niște ore cu instructorul ăla, m-a apucat groază. Legat de sănătate. M-a întrebat, tu ai în familie persoane bolnave de diabet? Și a zis, da, bunica mea. Și a zis că este să am mare grijă pentru că poate fi o moștenire genetică și că diabetul reprezintă lipsa de a primi iubire și nedorința de a da iubire. Și că diabetul are legătură cu insulina, care potolește zahărul, iar el este iubirea pe plan energetic. Iarăși, pare adevărat ce să zic. Și cumva, iarăși spunea că zahărul reprezintă dragostea, eu sunt dependentă de dulciuri, nu pot să renunț la ele. Deci e clar că lipsește acest aspect din viața mea. Altceva ce mi-a mai spus, știam într-adevăr că și asta afectează toate zodiile, deci fiți cu urechile pâlnie la ce urmează să zic. Mi-a spus așa că este perioada eclipselor și că luna aceasta, deci în iulie, se rezolvă ceea ce s-a întâmplat cu 9 ani în urmă și se deschide ceva pentru încă 9 ani. Și că vor fi avantajați în general oamenii care se pliază după situații, care se organizează, adoptă idei noi, nu stau pe loc. La pol opus, cei comozi, leneși, încăpățânați vor avea de pierdut și că, practic, cum suntem în luna asta iulie, așa vom fi și în următorii 9 ani. Așa că trebuie să ne mobilizăm, să fim puși pe treabă ca să ne meargă bine și în următorii 9 ani. O altă treabă interesantă, mi-a mai spus că am un aspect bun pentru următorii 14 ani pe casa colectivității și că o să încep să interacționez tot mai mult cu oamenii, ceea ce mi se pare extrem de mișto pentru că, iată, comunitatea mea atât aici pe YouTube cât și pe Instagram se mărește și interacționez tot mai mult cu voi prin mesajele pe care mi le trimiteți. Ce mi-a mai zis? Raci în ultimii 2 ani, respectiv 2018 și 2019, deci dacă sunteți raci iarăși, fiți foarte atenți. Mi-a spus că sunt favorizați de zodiac și karma pozitivă este în rac și că în perioada asta, deci 2018-2019, ți se arată cum ar trebui să fii și tu ca să-ți meargă bine. Și adevărul este că în ultimul an, efectiv, m-am înconjurat de raci și atât de exemple pozitive cât și de exemple negative și mi-am dat seama, ok, uite cum nu trebuie să fiu, se poate și mai rău și sau la pol opus, uite cum că se poate și altfel și așa vreau și eu să fiu. Hai că am vorbit atât de mult că mi s-a uscat efectiv gâtul. Asta a fost experiența mea cu interpretarea astrogramei. Per ansamblu, clar, pentru mine a fost o experiență wow, o experiență care m-a pus pe gânduri din multe puncte de vedere. Dar sunt curioasă să știu dacă ați trecut și voi vreodată printr-o experiență asemănătoare, dacă v-ați făcut vreodată astrograma. Așa că aștept cu nerăbdare să citesc comentariile voastre.
Până data viitoare, când ne revedem aici pe YouTube, nu uitați, ne putem vedea în fiecare zi pe Instagram, acolo unde mă găsiți cu userul oana_zidar. V-am pupat!